Fiecare lucru ce ți se întâmplă în viață este o parte din experiența divină. Uneori, tragediile se transformă în binecuvântări neașteptate. Ați auzit oameni care spun: mulțumesc lui Dumnezeu pentru boala de care sufăr, fără aceasta nu mi-aș fi schimbat viața. Sau: mulțumesc lui Dumnezeu pentru lecția pe care am primit-o când am pierdut ceva care iubeam. Ea m-a ajutat să mă trezesc și să-mi găsesc scopul în această viață. Uneori, ceea ce vă este luat e de fapt cel mai mare dar, deoarece vă împinge înainte, spre evoluție. Dacă sunt astăzi duhovnici adevărați, traineri motivaționali, oameni care au scris literatură spirituală, chiar oameni din domeniul științelor, medici, astrologi, parapsihologi, ei toți au trăit pe pielea lor sacrificii, dureri inimaginabile, au pierdut proprii copii, bucăți din trup sau s-au născut cu câte un handicap major. Prin durere uneori s-a putut înțelege sensul vieții. Dovadă că sunt și atât de mulți oameni potențial realizați, care au ce mânca, ce îmbrăca, au simțurile și trupul funcționale, au mijloacele, au la îndemână cunoștințele și totuși sunt foarte nefericiți. Un rău făcut cândva de om nu se va pierde, el se va cuibări în subconștient și mai devreme sau mai târziu va răbufni în exterior. Adesea, cel rău se va îndrepta spre cei care nu sunt alături și pe care noi iubim foarte mult. Chiar și gândul nerostit, intenția ascunsă, se contorizează într-o bancă de rele despre care nu te simți vinovat, dar ele au existat și gândul fiecăruia dintre noi este primul creator de destin. Sentimentele și trăirile negative, pătrunzând în subconștient, nu mai pot fi controlate de om și chiar sănătatea fizică este strâns legată de subconștient, rezultând porniri greu de controlat. Apare astfel o influență a subconștientului asupra tuturor sistemelor de autoreglare fizică și psihică. Durerea poate fi un mare egalizator. Ea ne așează pe toți în genunchi, ne face mai umili, mai sensibili la nevoile celorlalți. Fără durere nu există dezvoltare, iar pentru a fi înțeleși și iertați, trebuie să iertăm și să înțelegem. Se cuvine să iertăm nu numai în gând, ci și cu sufletul. Dacă v-a jignit o persoană apropiată, iubită, iar dumneavoastră încercați față de ea sentimente de ură sau de dispreț, toate acestea se transformă cu timpul într-un program de autodistrugere care te poate îmbolnăvi și nici măcar nu bănuiești acest lucru. Cel mai mult ne leagă de trecut supărările neiertate. Să păstrăm iubirea față de Dumnezeu, indiferent ce ni s-a întâmplat, și să nu învinuim pe nimeni niciodată. Dacă noi nu știm să pierdem, atunci suntem privați de posibilitatea de a dobândi. Orice lovitură pe care o primim de la soartă poate constitui zălogul fericirii viitoare sau poate fi o lecție pe care nu ne-am însușit-o atunci când am avut ocazia. Și realizați, cu cât sunteți mai bine, mai perfect, cu atât vă vine mai greu să suportați înjosirea sau pierderea și deveniți astfel mai agresiv. Doar noi putem fi creatorii fericirii sau a nefericirii noastre. Cunoaște, visează și iubește ca un adevărat stăpân al vieții tale.